Da. Să facem un flow. Ce ziceți? Spuneți un cuvânt, două, trei. Da. E foarte bun acest lucru. Chiar o să-l cumpăr și eu mâine. Dar și Neculuța are o chestie cu întrepied, barba, nu? Tot cu un cizmar. Păi dacă e vrea, păi cizmar. Și n-are o chestie cu întrepied, nu? Păi dacă toți cizmar e o trepied. Săracul Neculuță, știi, arăsă și el mai. Eu m-am așemat într-un cenaclu care avea numele lui Neculuță. Acum a căzut complet. Bietul Neculuță. Bine, de când au ajuns intelectuali la putere. Da. Îți spuneam de filmul lui Bleman, deși... Dragă, nu e bun. Păi ce? Păi cum de ți-a plăcut? Nu e bun, adică... Adică e o istorie pe pânză așa, care nu se înșurubează nicio problemă. Adică ce... Cine e tipul ăsta? Cine... Da, nu e nicio... Nu are nicio consistență. E chiar și penibil, știi, să încep să spui de ce nu e bun. Nu e bun, pur și simplu. Un spanac. Că ce e? Și ce dacă ăla, când despre o chestie, spui, ei, și ce dacă ăla a mers? Deci, întâi ce vrea el cu astea 5 săptămâni? Adică el vrea acolo, mai mi se fundă de bun. Păi ce? El zicea când era bolnav, de-aș mai trăi 5 săptămâni. Păi, și Dumnezeu i-a dat. De ce 5? Păi, probabil că așa era unitatea de măsură. Ei, nu, 5. Asta înseamnă că el avea o treabă de făcut. Așa presupune, adică așa presupune spectatorul la început. Sigur. Când colo, de aici, adică, sunt afirmații fără acoperire tot timpul. Una, asta. Eu știu, aveam vreo lucrare de terminat, eu știu, un studiu, o chestie. Deci, domnule, trebuie omului 5 săptămâni. Încolo nu e nimic. Și uite în pene, știi? Pe ori. Ce vine lui să lege de o asistentă? O doar un... I-a plăcut când o... Salută aia, știu, nebună. Angajant, așa. Cum să fie excitantă. Când o salută bătrânul ăla pe... Bine, excitantă. Și câte femei excitante sunt pe lume, ce interes prezintă. Nu, dar era după boală, era după... Bine, și unde e interesul? Păi, interesul e acolo că el, în momentul în care, fiind bolnav... Ce, lipsea amorul, lipsea? Păi, probabil. Păi, dar nu rezolvă. Nu se înțelege de nicăieri că ăsta era un om care... Din contră, aflăm ulterior că era un tip care și-a regea tot felul de dame, știi? Nu vezi ce tâmpită e toată chestia? Și-a legeat tot felul de dame care, pe gustul lui, pe nu știu ce, și avea și una cu care se simțea bine, știi? Deci, ce-i trebuia această istorie? Cine, doctorița aia? Aia e una. Aia să zicem că e la locul ei, că e femeia cu care de rangul lui, știi? Da. Intelectual, chestii, nu știu ce, bine. Și ar fi avut sens dacă, de pildă, băiatul ăsta, nu, om, tipul ăsta, doctorul ăsta, ar fi tânjit de o adevărată fericire, dincolo de, de legătura pe care o avea el și care era prea complexă, socială și era intelectuală ca și el, nu știu, și ar fi vrut cu o femeie, așa, cu ideea, fericire cu o femeie adevărată, indiferent în ce rang, știi? Da. Atunci aș fi înțeles. Ei, nu că aflăm pe parcurs, știi, că filmul începe să spună, nu, că n-a avut tot felul de doamne, nu știu, tot în pizda, nu știu ce. Atunci, care e chestia? Da. Nu. Poftim, răspunde la chestia asta. Mulți spun că doctorul ăla seamănă cu Brevan. Asta nu mă interesează. Poate să semene dacă să nu semene. Poate să semene să fie proști și să nu semene să fie bine. Care e chestia? Atunci, nu ne-am de unde să-l apuc, știi? Dar vreau să-l apuc de undeva și, pe urmă, nu, că nu e așa, știi? Până la urmă, știi? Da. Vax, știi? Toată chestia. Aia, fata, mai înțeleg, domne, profesor, doctor, nu știu ce, poate să o amuze o aventură cu un șef, știi? Asta e așa, de așa este o banalitate, știi? Dar hai să zicem că pe ea o distrează, poate să o distreze. O duce cu mașina, o plimbă. Dar vezi să le luci care au acolo? Nu prea s-a înțeles, din pricina, știi, versuri la cinematograf, nu știu, să le pune. Nu risc, știi, să merge șarpele pe mare? Da, nu. Să le desprinde chiar ca o șarpe? Nu s-a înțeles. Păi,
urmă mai afli o altă chestie idiotă, știi, pe parcurs. Că se duce la mare și acolo vezi, dragă doamnă, i-a plăcut un copil și nu știu ce. Păi, zic, tir. Și de ce ți-a plăcut un copil? Păi fă-l cu aia cu care ești, nu? Sau de ce nu ai făcut cu aia cu care te zici că te potrivești? E tot în momentul ăsta s-a dezvălit. Ce s-a dezvălit? În el o părticică de omenie care avea să fie îngropată după aia. A, asta e? Asta e sensul. Sigur. Păi da, dar nu rezultă de nicăieri că n-avea vreun regret. Cum? E cum că îi pare rău când vine tata lui? Tatăl copilului. Da, dar nu înțelegi că un astfel de tip, știi, care are și o femeie, a avut și atâtea aventuri și nici cu asta nu face, este un tâmpit. Care nu ne interesează. Păi, dar tocmai e un personaj contradictoriu. Nu e contradictoriu, e idiot. E idiot și inexistent. Adică e compus din atâtea locuri comune și adică atâtea... E contradictoriu, dar contradictoriu cu locuri comune. Adică așa cum să spun eu. Cum e orice om obișnuit și neinteresant. Adică crezi că omul neinteresant nu are contradicțiile lui? Păi le are, da. Dacă e neinteresant, ce vrei să fac? Iar ăla adolescentul ăla, ce ăla, un tâmpit. Dar actorii cum mi se pare? Întâi ăla, ce justificare avea el? Acolo se pune întrebări. Pe el să-l vase. Și ce era pus el să pună întrebări de astea, hoațe așa, știi? Aia că e ca în interviurile mele. Aia, nu, că alea au justificare. Interviu. Îți faci meseria, știi? Da. Ești interviu. Ești gazetar, nu? Poți să pui... Dar ăsta, ăla ce meserie își făcea în pizda mă asta acolo? Ce era psihiatru? Ce era? Psiholog? Dar de ce bolă suferea doctorul ăla? Ce zicem că e neinteresant. De ce-l trata ăla? Cine știe? Aia chiar e... Nu mă deranjează. Nu, dar de ce într-un cuvânt? Un spanac. Până nu epuizezi. Ce ai în cap, știi? Nu încetezi discuția. Știi? Și surprizele conversației vin tocmai de aici, că vezi că pe măsură ce conversezi, dar aș dezvălui, știi? În timp ce într-un articol e de aia spriticoasă. Da. Că se organizează, știi? Adică se face așa demonstrativ, așa, se organizează, știi, cu... fără, știi, fără geometria, fără surpriza asta pe care ți-o dă conversația liberă, știi? Și atunci ăla trebuie să fie un mare critic, știi, ca să poți citi. În timp ce o conversație, după legile astea, știi, foarte, foarte interesant, chiar și cu un om mai puțin, știi? Da, foarte puțin. Chestia cu stelarul care este un poet, nu pot să spun. Ce aia? S-a înregistrat tot timpul ce am spus eu? Da, ai văzut ce interesant a ieșit, știi? Deși el nu e nici un cozer, el este de fapt un... Mofluz. Nu, gesticulează așa, e un incoerent, știi? Un incoerent liniștit chiar așa, placit puțin. Și ai văzut ce bine a ieșit. Bună seara, prieteni! Bună seara, Oana Soare, Alexandru. Bună seara! Pentru a vorbi despre Marin Preda, evident, în anul centenar Preda, și am ales drept intro pentru această întâlnire un dialog inedit între Adrian Păunescu și Marin Preda, pornind de la o critică, o caustică a lui Preda, înregistrată în secret de Adrian Păunescu, o critică a scenariului făcut de Nicolae Breban, Răutăciosul adolescent, un film din 1969, cum spuneam, cu un scenariu de Nicolae Breban. E bine, dincolo de culoarea dialogului, în care avem un Preda lipsit de inhibiția înregistrării, este și aici ceea ce unul dintre autorii foarte dragi, Ioana Soare, numea
demonul teoriei. Adică un, vorbesc despre Antoine Compagnon, desigur, avem un Preda care construiește, criticându-l pe Brevan, o metodologie a romanului, a construcției romanului. De aici aș zice să pornim și să ne întrebăm, pentru că ăsta e titlul acestei întâlniri, cum scria Preda. De fapt, în mai în adâncime, avea tabieturi, avea un ritual al scrisului și o să te invit întâi de toate pe tine, Oana, pentru că ai văzut manuscrisele în Academie și ai lucrat pe manuscrisele lui Preda, inclusiv pe jurnalul intim al lui. Ne poți spune dacă din scrisul lui, din ceea ce taie, sunt lucruri pe care recuperându-le poți reconstrui postura scriitorului la masă? Da. Depinde, depinde la ce tip de manuscris ne referim. Dacă ne referim la manuscrisele jurnalelor, ele sunt, în primul rând, că Preda scrie lizibil, ceea ce este un lucru, să zicem, nu foarte, nici foarte des întâlnit, nici foarte rar, dar este un fapt care scrie lizibil, scrie ordonat, însă, în jurnal, tăturile sunt relativ mai puține. Bineînțeles că jurnalul este și un gen al spontaneității creatoare. Scrie efectiv cum îi vine. Preda ține jurnal, mai ales jurnal intim, mai ales în perioadele de rută sufletească. Nu este un diarist, deci nu e ceea ce s-ar numi un diarist, este un scriitor care ține jurnal efectiv în perioadele, să spunem așa, de criză existențială, ceea ce deja îi fixează profilul. În rest, manuscrisul este de regulă curat, lizibil, mă refer la manuscrisul jurnalelor intime, apar din când în când ștersături, apar uneori desene, însă situația se schimbă aproape complet când este vorba de romane, de opera literară. Aici, în unele locuri, în unele cazuri, avem efectiv pagini lucrate cu insistență. De pildă, dacă stau și răsfoiesc jurnalul și mă uit la notațiile de descriere ale manuscrisului, observ că ele apar din când în când. De pildă, la un moment dat, apar trei rânduri tăiate care sunt ilizibile. De regulă avea grijă când ștergea, sau cel puțin asta e impresia care rezultă în mai multe cazuri. Când ștergea avea grijă să nu se poată citi ce figura înainte. De aceea am de regulă foarte multe notații de tipul. Urmează două rânduri tăiate ilizibile. Sau... ce să mai mă uit efectiv, dar nu, notațiile astea apar efectiv din când, sau în manuscris urmează trei rânduri tăiate ilizibile, dar nu sunt foarte numeroase, deci nu este un manuscris cu foarte multe, cel puțin la jurnal, dar situația se schimbă în cazul romanelor. Deci cam asta ar fi de spus despre pagina lui Preda. Ca să demonstrăm cu lucrurile, am o imagine, o vedeți, cu Preda lucrându-și manuscrisul, probabil, deși pare cam regizată, nu e așa, Alexandru? Adică nu. Da, este. Aș vrea să fac o intervenție la ceea ce a spus Oana. Este o mare diferență între manuscrisul jurnalelor și manuscrisul romanelor. Și aici aș,
Și aici, o pagină din risipitorii pe care o vedeți. Da. Și aici aș vrea să fac să semnalez o nuanță pe măsură ce anii trec și prozatorul avansează în creație, paginile manuscriselor lui devin din ce în ce mai complicate și din ce în ce mai greu de citit. Oana a semnalat bine, Preda avea un scris lizibil, dar o pagină de manuscris semnată Marin Preda în ultima perioadă a vieții este un coșmar pentru orice dactilograf. Și aici doamna Stănescu era singura dactilografă care putea să-i descifreze manuscrisul. Am în față o pagină de manuscris. Avea o foarte mare grijă să nu, atunci când ștergea, să nu se înțeleagă ce scrie dedesubt, iar pentru asta cred că îi lua foarte mult timp, pentru că ștergea de 4 sau de 5 ori. Și aici am să-ți arăt și am să, nu știu în ce măsură se vede, dar o ștersătură de genul ăsta este... Wow. De 4 sau de 5 ori. Deci șterge odată rândul, pormă paragraful, pormă pe verticală, pormă pe orizontal. Uh-huh. Teama asta lui de a nu-i fi citite rândurile în ghilimele eșuate, o spune la un moment dat, țin minte, mi-a povestit mea că mi-a întrebat, Marine, dar de ce ștergi cu așa de mare, zice, ca să nu fiu răstălmăcit? Și atunci tot uitându-mă pe pagină, cum spuneam, pe măsură ce anii trec, o pagină de-a lui devine foarte complicată, iar mai, vreau să mai remarc un lucru, scria cu un respect foarte mare pentru suprafața de scris. Deci o pagină era completată de la primul centimetru de sus până la ultimul rând. Practic nu rămânea niciun colț liber nescris. Parcă se gândea, domnule, hai să salvăm pădurile, să ne aruncăm așa de multe pagini. Iar un lucru care l-am remarcat, scrie pe ambele pagini, pe ambele fețe ale paginii, cu un scris mărunt și tot așa nu lasă niciun loc liber. E fascinant să vezi o pagină de... A spus la un moment dat povestea stiloului într-un interviu, pentru că Marin Preda scria cu un stilou special și poate că este și o construcție aici specială pe care ai făcut-o tu, Alexandru, despre destinul acestui stilou care nu mai scrie în mâna altcuiva. Da? Nu-mi dau seama dacă este un stilou special. Este un stilou pe care l-a cumpărat atunci când a fost plecat la Paris, alături cu de celebra pălărie pariziană, și l-a cumpărat pe amândouă în aceeași perioadă, și de un ceas de aur pe care îl ținea pe birou, o să pomenesc mai târziu de el. Stiloul este, că l-am aici, stiloul este un Waterman de aur, a vrut neapărat să-și cumpere un stilou de aur ca o încununare a meseriei și a profesiei lui. Prin urmare, e un stilou de valoare de aur cu care și-a scris ultimele romane. Delirul este scris cu el, Viața ca o pradă și Cel mai iubit dintre pământeni. Da, e frumos. Avea un respect pentru tot ce înseamnă ustensile de scris și poate că de aceea nu bătea la mașină, deși a apărut se moda în anii aia să cumpere o mașină de scris și să bați. Nu, el lucra cu coatele pe masă, spunea despre scriitor că trebuie să aibă coatele tari și... Wow. Fundul tare, ca să poată să stea pe scaun. Oasele tare, așa era. Da, da.
Iar scaunul nu era nici pe departe un scaun foarte comod. Ții minte, scaunul de scris de la biroul lui nu era ca un fotoliu, sau, era un scaun destul de robust, așa, de spartan, ca să spun. Tot acest angrenaj făcând parte din un întreg ritual despre care o să vorbim un pic mai da. Târziu. Oana, revenim la tine, te rog, cu o întrebare și îți mulțumesc, Alexandru, pentru... Nu mă așteptam să ai și stiloul în această întâlnire, dar îți mulțumesc foarte mult. În istoria editării lui Preda, Dragoana, ai trecut de la manuscris la forma tipărită, la edițiile succesive și de foarte multe ori am găsit în notele pe care le-ai construit trimiteri, dar nu atât de, cum să le spun, transparente sau critice la adresa intervențiilor cenzurii în textele lui Preda. Este un personaj evocat în istoria noastră recentă, doamna Doxănescu, căreia îmi pare că Preda îi purta o simpatie și o recunoștință, pentru că ea ar fi fost cea care ar fi intervenit pentru intrarea în tipar a cărților. Dar sunt mari diferențe între, întrebarea e simplă, sunt mari diferențe între manuscris și edițiile tipărite, cele antume, ca urmare a intervenției cenzorilor sau a redactorilor, să spun. Da. Ar fi de evocat două cazuri. Dar ediția de opere mari în Preda nu am realizat-o eu. Da. Deci ar fi de amintit două lucruri. Preda e un autor... cred că unic în literatura noastră, prin romanul Risipitori. Romanul Risipitori are trei ediții diferite. Eu personal nu știu niciun alt autor care să aibă trei ediții succesive atât de diferite ca acest roman. Aici, de romanul ăsta, practic este un joc al variantelor. Dacă ar fi să de realizat o ediție critică, să spunem, ar trebui practic date toate trei variantele ca cititorul să vadă foarte clar modul în care lucra Preda. Acest roman marchează de altfel o criză de creație și, practic, faptul că există trei variante diferite, deci efectiv cu scenariu schimbat, cu personaje, să zicem, eliminate, ca să mai vorbim de intercalări de capitole sau de adăugiri de pasaje, nu despre asta e vorba, efectiv vorba de un roman cu trei versiuni diferite. Deci, practic, tipul ăsta de variantă care coincide de fapt cu traseul căutărilor sale pentru a descoperi o altă formulă de roman. Preda, după ce a terminat Moromeții 1, nu a mai putut practic să a vrut să scrie Moromeții 2, nu a putut, din mai multe motive, unul fiind și acela că istoria era destul de recentă și nu, practic ar fi falsificat istoria satului dacă ar fi publicat Moromeții 2 imediat după Moromeții 1. Atunci, el parcurge o întreagă criză de creație și celelalte, ceea ce ține tot de faptul în care scria Preda, pentru că și cum concepea trimite la acțiunea de a scrie, și e obsedat că, de fapt, în locul lui, în locul autorului, în romanul Moromeții vorbesc personajele. Cumva că personajele iau glasul autorului, că personajele se fac mai mult auzite decât autorul. Și pornind de aici, parcurge un întreg traseu, un întreg... un întreg chin al creației, deci realmente un chin al creației, până când descoperă ideea, ceea ce numește apoi tema autorului. Tema autorului, adică o idee, o parabolă pe care s-o pui în roman și care efectiv să-ți centreze, să-ți funcționeze ca un ax în romanul respectiv. Chestia asta apare începând cu Risipitorii. Dar în același timp, și la Risipitorii modifică foarte mult până să descopere jocul, dinamica personajelor. Plus că, prin personajul Constanța, el încearcă un alt ego neașteptat, care și ea suferă o perioadă de, mă rog, de...
restricție psihologică și celelalte. Deci ăsta ar fi un caz în care efectiv autorul lucrează pe text, pe manuscris, evident, modificând, intervenind și cred că este un caz unic în literatura noastră. Un roman cu trei versiuni diferite, de fapt. Al doilea caz, care trimite direct la cenzură, ar fi celebrul și mult discutatul caz din Delirul, când Preda, cel puțin asta a fost versiunea, a folosit o stratagemă pentru a salva romanul de cenzură și în paralel cu scena despre scena cu Hitler a introdus și o scenă despre Stalin. Scena asta despre Stalin, cu Hitler, cu Hitler și Stalin și practic cei doi dictatori ai secolului 20, schimba foarte mult sensul romanului, în sensul că Delirul nu venea numai dinspre partea germană, dinspre nazism, Delirul de fapt venea și dinspre comunism. Partea asta a căzut la cenzură. A fost publicată după 1990 de abia și ăsta ar fi, să zicem, un caz de cenzură ideologică folosit, se pare, în mod strategic de Preda pentru a salva restul romanului. Acestea sunt cele două cazuri pe care le știu. Pe de altă parte, dacă informația mea este exactă, Preda este un autor de care totuși cenzorii nu îndrăzneau să se apropie, adică nu îi măcelăreau manuscrisul lui Preda. Dovadă și zvonul care a circulat că cel mai dintre pământeni, de fapt, i-ar fi cauzat sfârșitul pentru că ar fost un roman prea curajos. Deci, realmente, cel puțin asta este impresia existentă, nu era un autor căruia chiar așa să-i elimin pasajele decât doar ce era efectiv de gen de tipul Stalin și alte lucruri, dar altfel era, cum să spun, din punctul ăsta de vedere, cred că romanele lui Preda, ca ar fi cel mai dintre pământeni, sunt dintre cele mai curajoase scrise înainte de 89. Deci, tocmai pentru că Preda avea o anumită statură și nu era la mâna oricărui cenzor. Da. Asta spune și Elena Doctănescu în mai multe interviuri, că, sigur, intervenția ei în favoarea publicării și a conservării textului așa cum venea dinspre Preda ar fi fost una, dar nu atât de importantă pe cât sugerează restul istoricilor literari. Am găsit într-una dintre scrisorile lui Preda o grafie pe care vreau să vă arăt și unde să vedeți și diferența de când nu avea această conștiință că textul urmează un destin literar, așa arăta o scrisoare a lui Preda către Ion Brad, spre exemplu, care era pe atunci în Grecia. Deci ireproșabil, o grafie impecabilă, o singură tăietură pe pagină, raportat la Risipitorii sau la celelalte romane. Deci iată contrastul evident între masa de lucru a scriitorului și masa de lucru a omului implicat în diplomație culturală, mai mult sau mai puțin. Dragă Alexandru, fac trimitere acum la un interviu, la răspunsul unui interviu pe care l-a dat fratele tău, Nicolae, în care zice, țin minte, zice Nicolae, că avea un birou frumos, cu lucrurile aranjate în cea mai deplină ordine, cu vraful de hârtii, un pahar de argint în care îi plăcea să bea apă și alături un ceas de aur cu un cadran superb. Toată imaginea tradițională a scriitorului înconjurat de o dezordine ordonată de foi și de manuscrise și de cărți, iată că oarecum este
demontată în acest interviu, nu știu ce să aleg. Dacă să rămân în mitologia aceea a prozatorului asupra căruia cad cărțile din bibliotecă sau dacă să trec spre acest tip de organizare foarte inginerească a biroului? Da, cred că prima variantă, cred că e mai reprezentativ pentru Preda vraful de cărți aruncat peste tot. Și mi-aduc aminte prima oară când am fost la el la Mogoșoaia, aveam, nu știu, 5 ani, 6 ani, la el în cameră era un pat dublu. Jumate de pat era plin cu cărți. Plin, adică când spun plin, mă refer la un morman. Deci erau cărți, unele cu copertile întoarse, altele deschise, deci era un morman de cărți. Și l-am dat, tata, dar zic, tu de ce ai așa de multe cărți? De ce? Zice, îmi place să citesc din toate. Și atunci romanul lui era, biroul lui, pardon, era într-un fel o prelungire a patului. El citea foarte mult în pat. Nu era, nu pot spune că era un birou de scriitor ordonat. Era un și chiar cred că este în, cred că e în antiteză cu pagina lui de manuscris, care este o pagină cu o caligrafie ordonată și și lizibilă. Lăsăm la o parte șterseturile care sunt care fac deliciu paginilor Preda. Avea un birou pe care puteai găsi, într-adevăr, acel pahar de argint pe care pomenea Nicolae, care l-am și pe ăsta aici, că tot am pomenit. Aveau o scrumieră foarte mare, pe care noi copiii ne tot gândeam cum reușește să o ridice. Era o scrumieră de Murano foarte grea, cred că avea vreo 2-3 kg, plină întotdeauna de țigări și avea 2-3 sticle de apă minerală care erau lângă birou. Era ordonat în sensul că avea o foarte mare grijă de manuscrisele lui și le ținea într-adevăr teanc pe birou. Mai avea manuscrise închise în sertar, în birou, iar în ultima perioadă vieții își cumpărase un casetofon cu microfon, pentru că la un moment dat a suferit de ceea ce se cheamă crampa scriitorului, timp de 2 ore nu a putut să-și mai miște mâna. Și atunci panica a fost atât de mare, i-a spus chiar mamei, zice, nu știu ce să fac, cum am să mai scriu cărțile. Atunci, pentru a contracara această boală, și-a cumpărat un casetofon, era foarte scump la timpul ăla, îmi spunea barea, am să vorbesc și am să mă înregistrez și cineva o să bată la mașină. Ulterior i-a trecut această crampă după vreo 2-3 ore și a continuat să scrie. Da, avea un birou semi-ordonat, era, regăsesc pe biroul lui obiecte gen 2-3 perechi de ochelari, acel ceas de aur pe care și l-a cumpărat de la Paris, la fel ca o încununare a meseriei de scriitor, alături de stilou și foarte multe pagini, foarte multe foi, scria pe câte 2-3 foi, avea grijă să le pună formă foarte bine la locul lor. Referitor la cea Lisoana, la romanul Risipitorii, vreau să fac o continuare. Cred că a fost romanul cel mai chinuit al lui Preda, în sensul că l-a scris, a vrut să scape de în ghilimele de ștampila de scriitor al Tărăninii și se atace un cotidian urban. Nu i-a plăcut ce a ieșit, a refăcut și a refăcut cartea asta de, cred că sunt ediții revăzute și adăugite
numărate de bine, nu știu, 4, 5 sau 6, sunt 4. Foarte multe. 4. Da, sunt care foarte multe. Fundamental diferite. Pentru că nu i-a plăcut. Da. Am fost în permanență nemulțumit de ce a ieșit. Referitor la cenzură, și aici Oana avea dreptate, nimeni nu-și permitea să-l cenzureze pe Preda, iar atunci când aceasta intervenea, și probabil că intervenea, se făcea cu o frică și cu o teamă, domne, cum îmi permit eu să-i tai lui Preda vreun rând. Cred că mai degrabă se cenzura singur, pentru că și aici tu ai întrebat la un moment dat care este diferența între manuscrisul lui Preda și opera tipărită. El își făcuse un obicei în ultima perioadă a vieții să dea romanul la dactilo, după care să-l mai corecteze de 2 sau de 3 ori. Și am acasă copii dactilo care sunt corectate și încă o dată corectate. Deci pot spune că drumul de la manuscris până la tipografie include și vreo 2-3 corecturi, autocenzuri, în care am întâlnit pasaje mari, pagini mari scoase din roman, chiar celebra frază de la sfârșitul cele mai iubite dintre pământeni este adăugată la o corectură. Ei bun, știți foarte bine, cenzorii pentru a salva imaginea se eroizează în felul ăsta, adică și pun merite în a fi dus spre publicare anumite texte. E în psihologia standard a celui care a fost în Consiliul Culturii. Aș merge spre un fel de concluzie așa a întâlnirii noastre, pentru că densitatea paginilor, pe de o parte, fluiditatea romanului și romanelor, și apoi chiar dimensiunea operei, coroborate cu responsabilitățile editoriale, publice ale lui Preda, fac din acest om, care a avut o viață destul de scurtă, un om cu o concentrare de creație absolut colosală. Sigur, în cultura română sunt mai multe personalități de acest fel. Le-aș numi, deși cumva termenul a intrat într-un registru peorativ, de oameni extrem de harnici și de responsabili. Sigur, sună strâmbă astăzi, dar m-aș ajuta aici de o frază din Jurnalul Intim, în care se compară cu Thomas Mann, cu Andrei Jit sau cu Sadoveanu și Arghez, și zice așa, Preda: sufăr de o mare inerție psihică și fizică. Zac, nu m-aș mai ridica din pat, iar în pat, iar nu e bine. Mi-e rău după amiezile, am senzații urâte, difuze. Sunt furios pe toți oamenii care au trăit mult, pe Tolstoi, Thomas Mann, Andrei Jid, Sadoveanu, Arghezi. Este aici, sigur, o frică pe care o știm tot din jurnal de boală, dar este și acea trăire intensă a scriitorului așezat la birou sau în ce poziții vreți, cu acest tip de datorie de a scrie. E o întrebare generală și o să te rog, Oana, întâi pe tine să răspund. Într-adevăr, scrisul acesta de mare intensitate ajunge să epuizeze fizic?
Adică una dintre explicațiile sfârșitului lui Preda poate fi și acesta? Oana? Da. Într-adevăr, consumul pare uriaș la Preda. Consumul, în primul rând, să zicem, consumul să scrii romanul când ai deja în minte romanul. Cred că seamănă puțin cu Rebreanu, pentru că și Rebreanu este un autor foarte chinuit, adică care scrie foarte chinuit. Deci pare într-adevăr că Preda, consumul lui mental e foarte mare în perioada conceperii unui roman, a punerii lui pe hârtie, vreau să spun, plus munca asta, transformările între dactilograme și celelalte. Apoi, consumul este uriaș până la ivirea ideii unui roman. De pildă, este iarăși, cred că iarăși este un caz singular, cel puțin nu vine pe moment altul în minte, este practic un scriitor care scrie un roman al cărui subiect este cum i-a venit ideea de a scrie un roman care l-a făcut celebru. Nu sunt mulți scriitori care să facă chestia asta. Ori, cine citește Viața ca o pradă, unde reconstituie practic traseul întortocheat, în care de fapt e un traseu, un destin care l-a împins să scrie acest roman, își dă seama modul în care, anii în care un subiect prindea contur în mintea lui. Deci este, pare cel puțin autorul care, în mintea căruia apar, se nasc greu subiectele, mai ales dacă aceste subiecte ating o zonă extrem de sensibilă, pentru că, de fapt, Moromeț era romanul etalon prin care cunosc cu Preda. Deci ar fi o dată chestiunea asta. Apoi, ce ar mai fi de spus este că, din câte, cel puțin în ultima perioadă, el scria foarte mult în timpul nopților. Scria în timpul nopților, pleca de la editură, după amiază la Mogoșoaia, scria și a doua zi, practic, se ducea la editură. Apoi mai era torturat adică pentru el manuscrisul era un lucru extrem de prețios. Și într-adevăr, a pierde un manuscris, ți se fura un manuscris, era pentru un scriitor e grav, pentru că practic trebuie să reconstituie întreg. Preda la un moment dat ajunsese maniacal în punctul ăsta de vedere. Cred că Eugen Simion vorbește de teama lui Preda de a nu-i dispărea manuscrisele și cred că se referă chiar la cel mai dintre pământeni, că umbla cu romanul ținut într-o servietă și că era teamă. Deci avem practic un scriitor foarte chinuit din multe puncte de vedere, odată până când are viziunea a ceea ce trebuie să scrie și viziunea asta se conturează greu, trebuie să foreze de regulă în memorie, în trecut, adică este fascinant acest caz, nu are subiectele deja în minte, nu pescuiește, să zicem, subiectele zilei niciodată. E foarte clar că lucrurile astea sunt personale, ai poartă amprenta din moment ce le găsește atât de greu, nu le găsește oriunde. Apoi, deci odată este măcinat de chestiunea asta, apoi trudește efectiv pe romane. Sunt într-adevăr foarte multe versiuni. Romanele lui Preda au versiuni și versiuni până la versiunea definitivă, chiar și Moromeții. E un astfel de caz. Concepe de asemenea dificil, de pildă am spus că nu are atât de multe, sau zicem, scrie ocazional jurnal intim, dar Preda scrie, cred că frecvent, are jurnale de creație, caiete de atelier, de fapt.
cum la Risipitorii, de pildă, Jurnalul Risipitorilor este de fapt o înșirare de scenarii, de personaje, de replici, notează replici, notează nume, ca orice scriitor realist, își face efectiv o schemă. Apoi, pentru Delirul, de pildă, se duce să documentează în presa epocii, parcurge ziarele și își copiază pasaje. Deci e foarte clar că procesul lui creator este unul foarte complex și că merită efectiv, ca oricărui mare scriitor, merită efectiv aprofundat. Și fără să aibă legătură cu întrebarea, mi-am lăsat aminte de chestiunea asta cu eu nu știu. O diferență între Brebant și Preda eu nu știu. Adică o analiză comparată a acestor doi scriitori ar fi foarte interesantă. Dar ce mi se pare foarte important este așa, că Brebant cred că a fost relativ invidios pe romanul Intrusul de Preda. Oricum, Preda descoperă formula romanului obsedantului deceniu, ceea ce bun. Iar Intrusul, și el comentează Intrusul și spune că nu, acest roman, de fapt, trebuia continuat. Cu ce se întâmplă după ce personajul decade? Chestia asta arată foarte clar diferența între acești doi scriitori. Preda prinde, de fapt, în Intrusul momentul colapsului, momentul esențial, și acolo lasă personajul. Adică acolo lasă suspendat, pentru că lasă un intrus, pe când Brebant ar fi dublat probabil ca număr de pagini romanul și ar fi spus ce se întâmplă cu Călin Surupăceanu după ce este izgonit din comunitate. Preda lasă lucrurile în suspensie și gata. Deci chestia asta arată foarte mult diferența de creație și de modul în care gândea fiecare roman, când gândeau personaje, și modul în care îl concepeau. Preda, când scrie un roman, zicem, pe suprafețe întinse, el are suficientă materie o care să-l umple, acel roman. Adică e foarte clar că romanul, și mai este un lucru, iarăși, care ar merita spus, modul în care el, un lucru care i-ar apropia pe Preda și pe Brebant, să spunem, ar fi romanul eseistic. Faptul că ei ambii pun în roman, folosesc eseul. De pildă, Preda în Ce mai între pământeni are chestiunea asta. Asta ar fi poate un lucru care i-ar apropia. În rest, sunt doi scriitori cu foarte diferiți, foarte diferiți, contemporani, dar foarte diferiți, care au explorat universuri diferite, deci practic. Da. Alexandru, ți amintești din tramele, din traumele tatălui tău în timp ce scria, cât de ursuz era în acele zile, săptămâni? Nu cred că era ursuz. Într-adevăr, scria foarte greu, iar efortul era uriaș. Aici tind să-l împart în două categorii. Una la mână este efortul fizic de a scrie o carte. Numai cine n-a scris nu-și dă seama cât de greu este să scrii. Nu la calculator, nu la... să scrii de mână cu stilou pe hârtie, este foarte greu. E, cu atât mai mult cu cât el scria noaptea, avea sesiuni de scris atât după amiaza, cât și noaptea, câteva ore. Iar noaptea, dacă avea inspirație, îl găseau zorii cu stilou în mână. Deci asta este prima categorie de efort foarte mare, cât cel intelectual, pentru că spunea la un moment dat că trebuie să se lupte în permanență cu ideile rebele, care aparent sunt bune și care aparent curg foarte bine linia romanului, pe care a doua zi el, deci chiar și făcuse un ritual, recitea întotdeauna ce a scris cu o zi înainte, se lupta cu aceste idei rebele și de foarte multe ori le scotea, le arunca, pentru că nu le găsea
bune. Mi-aduc aminte la un moment dat îmi povestea maică mea că au avut o perioadă de vreo 2 săptămâni, trebuia să termine Marele Singuratic și nu știa ce să facă cu eroina, domne, dacă să o omoare sau nu. Și atunci se plimba cu maică-mea prin parc, prin Cotroceni și își aducea singur argumente pro și contra. Dom'le, uite, ar trebui să fac așa, pentru că, uite, romanul mă duce și mă duce și mă duce în direcția asta. Pe altă parte, uite ce se întâmplă, dacă fac așa, se schimbă. Și știu că vreo 2 săptămâni s-a luptat cu aceste idei. M-a întrebat dacă era ursul sau morăcănos, nu prea știu, pentru că în ultima perioadă vieții nu stătea acasă, stătea la Mogoșoaia. Cel mai iubit dintre pământeni l-a scris în 2 ani, într-un efort uriaș care l-a slăbit fizic foarte multe kilograme. Practic nu mânca, mânca dimineața 2 ore, iar s-a apucat de scris, avea grijă să aibă țigări, că erau țigările erau foarte importante, și apă, și apă minerală. Asta era practic arsenalul lui, armele lui de taină, țigările și apa minerală. Nici de cum băutura, cum s-a spus foarte, cum a spus foarte multă vreme, atât timp cât scria Maribe, dar nu bea. Da. V-aș propune să încheiem cu o imagine pe care vreau să o vedem, cu această imagine, cu Marin Preda citind un șpalt lângă bibliotecă. Foarte rar am întâlnit în literatura română prozatori realiști care să fie vizitați de această obsesie a lecturii. Este cu totul neașteptată preocuparea lui Preda pentru filozofie. Asta punând alături, dacă nu ai ști istoria literaturii române, romanele lui ar putea fi citite independent de această informație. Și sunt citite așa, nu de publicul larg. Pe de altă parte, Preda este un cititor constant și care reușește să-și camufleze aceste influențe. Ori asta este cealaltă înzestrare. Dar este întâi de toate, înainte de a fi un eseist, este un prozator care știe să-și asume aceste lecturi și să le internalizeze, ăsta-i termenul de astăzi. Ok. Ai reușit, Oana, să identifici așa, în citindu-l pe Preda, influențele lecturilor lui directe, adică filozofia germană citită și cel mai iubit dintre pământeni alături, se poate face? Da, se pot da mai multe răspunsuri la întrebarea ta. În primul rând, sunt referirile clare ale lui Preda la diferiți autori. Și asta de pildă, să zicem, în publicistica lui, în creație și morală, în imposibilă întoarcere, în convorbirile cu Florin Mugur. El efectiv comentează mari autori obsedanți, de pildă Dostoevski era un autor care l-obseda, Tolstoi un autor care l-obseda, și le comentează un comentariu extrem de personal și un comentariu de prozator, ceea ce se numește un comentariu de prozator. Deci, practic, dacă cineva ar dori să facă la un moment dat o antologie, să zicem, cu Marin Preda cititor al lui,
ar fi extraordinar, excepțional acel corpus, pentru că efectiv remarcile lui Preda sunt foarte, foarte personale. Despre Faulkner, de pildă, despre prozatorii americani, despre Balzac, despre ruși. Bun. În întoarcere, într-adevăr, este o trecere așa prin toată istoria literaturii. Și un comentariu personal, dezinhibat, o reflecție efectiv într-adevăr, în primul rând, a unui prozator și în al doilea rând al unui personaj, a unei persoane extrem de inteligente. Extrem de inteligentă, pentru că observă de regulă lucruri mai puțin perceptibile și așa. Deci asta ar fi un prim tip de răspuns. Citea și se referă la lecturile lui. Se referă la lecturile lui, de pildă și în romane. Să ne amintim comentariile, discuțiile dintre Petrini și Ion Micu. Deci se referă la chestiunea asta, nu o ascunde. Bun, pe de altă parte, toate aceste, să zicem, lecturi sunt subiective, sunt personale, sunt dezinhibate, sunt interesante. Deci, oricum, sunt bun. Plus că nu avem o reflexie, să zicem, doar de prozator sau de mare inteligență, ci și una de moralist. El tot timpul când citește, de pildă, Dostoevski sau face și tipul ăsta de observații, deci filtrează și din punct de vedere al moralei, să zicem, acest scriitor. Lecturile lui Preda, de regulă, însă, cred eu, nu sunt, nu știu cum să spun, sunt polemice. Mai mult decât atât, marile lui romane sunt de fapt niște comentarii polemice la adresa unor mari scriitori. De pildă, Moromeții 1 e o polemică la Rebrean. Nu marcat, pur și simplu, din modul în care este proiectat romanul. Nu că și-ar fi dorit Preda treaba asta, pur și simplu, a văzut ceva. Să zicem, în primul rând, asta frapează, lectura polemică față de Rebrean. Sau, punctual, o chestie pe care l-a și spus-o, lectura absolut persiflantă, dar iarăși în subtext, deci nici de cum, să zicem, la vedere față de satul lui Zaharia Stancu, care era tot un prozator de romanan, la care Preda s-a raportat tot timpul cu destulă condescendență. E o scenă, cel puțin, ca să dăm și un exemplu cum citea Preda, Tudor deschide, urma începe așa, zice el, Tudor deschide poarta, pe tata îl chema Tudor, el nu știu ce și zice Preda, și ce dacă pe tata îl chema Tudor, și ce dacă el deschise poarta, adică e efectiv tipul ăsta, și atunci zice el, am tăiat absolut tot, pentru că citea, deci el era lector și citea romanul lui Zaharia Stancu și cum adică câinii sau țăranii purtau bonnițe, eu nu am văzut acest fenomen și atunci eu am măcelărit, practic am tăiat tot manuscrisul. Deci tipul ăsta de lectură era foarte interesat, ca și când comentează de fapt scenariul lui Breban. E foarte interesat de niște elemente și spune, dar nu, adică chestiunile astea nu ne înțeleg verosimilitatea, unul la mână, forța psihologică, le consideră așa niște trucuri, deci cam chestia, adică el practic vroia o chestie fundamentată, dacă există o scenă acolo, ea trebuie să fie esențială cumva. Organică. Da. Avea această obsesie, într-adevăr. Îți mulțumesc, a fost foarte bun comentariul tău. Alexandru, te rog, tu știu că ai în bună măsură biblioteca lui Marin Preda și ai avut acces direct la ea. Ne spui și ce a rămas așa în memoria ta ca lecturii din acea bibliotecă? Mai încuiat aici. Hai, Nu mi-am dorit asta. Ideea este dacă s-a prezervat acea bibliotecă și dacă există. Da, mare parte din ea. Mă aduc aminte că tata citea orice. Deci avea o pasiune pentru citit foarte mare. Practic de la
reviste, parimaciuri, cărți, dacă se poate în franceză, îi plăcea foarte mult să citească în franceză, citea orice cu o pasiune, deci parcă devora cărțile. Avea câțiva autori preferați, Tolstoi era unul dintre ei, îi plăcea foarte mult, Balzac iar era un autor preferat și Oana are dreptate, avea stilul de a desfința, în două, trei propoziții. Exact cum a spus pe tata îl chema Tudor și ce dacă, îl chema Tudor pe tata. Dacă să urmărești din nou dialogul pe care l-ai pus la început, ai să vezi la un moment dat, are același gen de afirmație. Și ce dacă era ăla așa? Și ce dacă s-a dus la aia și am întrebat-o nu știu ce? Și atunci, da, deci era foarte caustic, deci mi-e frică, mi-e milă de autorul care ar fi căzut în mâinile lui, pentru că desfința, deci era o sancționa foarte aspru banalitatea și de ce vii să-mi spui tu mie asta? Care? Ce ai făcut tu? Deci ești, poate că și de asta a scris ce a scris și deci îmi vine în cap pasajul de la început, n-am văzut filmul ăla, sincer să fiu, nici nu știam că există, dar acum îți dai seama că primul lucru pe care îl fac este să văd și eu filmul, tot ce știu că este cu Ioana Petrescu și mi-e teamă că o să-l văd de data asta cu ochii subiectiv, adică am să fiu tentat să amendez și eu la fel de tare filmul, deși nu l-am văzut, dar am să privesc cu ochii ăștia, domnule. Ia să vedem, de fapt, cine a avut sau nu, taică nu dreptate să... practic a făcut praf tot filmul de la început până la sfârșit. Aș putea să-i dau totuși o mică scuză, nu cred că a știut că a fost înregistrat, asta a fost, cred că, un mic tertip de-a lui Păunescu, cred că i-a arătat reportofonul că este, dar nu cred că i-a spus că i-a dat și drumul, pentru că atunci probabil, nu știu, cred că Maripeda s-ar fi cenzurat un pic sau în orice caz n-ar fi fost la fel de spumos tot dialogul. Zic să încheiem și vă mulțumesc foarte mult cu încă o observație cumva în favoarea acestei întâlniri, auspiciilor acestei întâlniri cu Pola Cartex. Ce mai e de dezvoltat iarăși într-o cercetare pentru Preda, cititorul Preda, este faptul că în editură, la Cartea Românească, Preda era un cititor. Un cititor de manuscris, un privitor, un prim privitor al textelor, ceea ce este o facultate în plus în relație cu literatura. Iar alegerile lui au fost întotdeauna corecte și independente până la urmă de orice ingerință politică. Iar îmi vine în minte și încheiem cu asta, vă rog, doar ce face Preda pentru restaurarea influenței lui Caragiale în cultura română ca editor. Ceea ce este iarăși esențial pentru circulația unui nume și a unui tip de interpretare pentru noi. Mulțumesc foarte mult, Oana Soare, Alexandru. Mulțumesc Preda. Și eu. N-am ajuns să epuizăm acest subiect, ceea ce este un plus pentru întâlnirea noastră. Dar nu rămâne decât să mai facem o întâlnire. Ok. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Mulțumim și eu.